Aflăm în intrarea Vrabiei, alături de antrenorul Andrei Eremia, la doar câteva zile după aflarea programului din play-out. Salutare, Andrei! Salutare! În primul rând, datorită locului 16 obținut în clasament, noi vom juca în grupa B, alături de Chiajna, Brașov, Viitorul Pandurii, Dumbrăvița, Ripensia și Unirea Constanța. Ești mulțumit cu adversarele cu care am nimerit? Comparând cu cealaltă serie de play-out, da, sunt mulțumit. Cred că e o tragere, sau mă rog, e o clasare care mi-a conferit o grupă bună. Grupa mai bună, să spunem. Era cu siguranță mult, mult mai greu dacă eram în cealaltă grupă să reușim să ne atingem obiectivul. Iar legat de tragerea la sorția programului de luni, ne avantajează sau nu faptul că vom juca, că nu vom juca în prima etapă a play-out-ului? Nu știu dacă ne avantajează sau nu. Cert e că avem timp 3 săptămâni să pregătim sau să facem anumite ajustări necesare. Rămâne de văzut dacă va fi sau nu o perioadă benefică. Ok, se pare că prin pură coincidență toate cele 6 meciuri ale noastre se vor juca pe exact același teren unde am întâlnit adversarele respective și în sezonul regular. Familiaritatea asta este un lucru care ne avantajează sau nu? Chestia asta cu avantajat sau dezavantajat s-a demonstrat de multe ori că teoria a fost diferită de practică și ceea ce înainte de meci ne gândeam noi că ar fi un avantaj s-a dovedit. Poate chiar a fost un avantaj mic, să spunem, dar rezultatul final n-a fost neapărat cel dorit. Deci, uneori e doar o chestie, să spunem, de mici probabilități care se transformă sau nu în ceva concret. Și, până la urmă, pentru noi e important, ca indiferent de tot ce ai spus tu mai devreme, de pauză, de terenul pe care jucăm, de adversar, de grupă, să câștigăm meciuri. Ok, dar totuși, dacă tot avem această pauză de 3 săptămâni, a fost stabilit în un program de amicale? Da, vineri o să avem un meci amical cu Pucioasa, aici în Intrarea Vrabiei și deja am discutat, aștept răspunsul pentru un alt meci amical de săptămâna viitoare. Ok, iar acum ultima întrebare. Academia noastră are parte în acest moment de o perioadă destul de bună, cu campania grupelor sub 19 și sub 17, care au șanse reale de a câștiga campionatele naționale, debutul cu gol al lui Marica de la Iași, convocarea recentă a lui Ciontoș la selecționata sub 19. Care este perspectiva ta asupra viitorului Academiei Progresiste? Păi, mă bucur foarte tare pentru și pentru debutul lui Marica cu gol și ce gol. Și pentru convocarea lui Mihai Ciuntoș la turneul de elită. Siguranță că sunt niște realizări ale întregii academii la care contribuie atât colegii mei din academie, cât și ceilalți oameni care ne susțin și lucrează alături de noi. În perioada asta urmează să, de fapt, ne ocupăm deja de dosarul pentru clasificarea academiilor. Și ca de obicei încercăm să obținem un loc mai bun, un punctaj mai bun și mai mult decât atât, în general să fim noi mai buni, mai competitivi și să aducem în fiecare an sau în fiecare sezon plus față de plus valoare față de ce am realizat până acum. Și cam ăsta e obiectivul principal. Sigur că toate reușitele astea de pe care tu le-ai menționat ne motivează și ne fac să mergem înainte și să avem speranța că vom reuși să dezvoltăm cât mai mult centru de Academia de Copii Juniori. Asta a fost tot, mulțumesc mult, multă baftă în play-out. Și eu, mulțumesc. Discutăm acum cu cel mai tânăr jucător progresist din acest sezon, Vlad Marica. Salut, Marica. Salut. În primul rând trebuie să menționăm golul tău. Ce ai avut în gând în timpul acelei curse nebune în jumătatea ieșeană care s-a încheiat într-un gol? Păi... Am încercat să mă demarc într-un loc unde nu prea erau jucători, ca să pot să-mi pun în aplicare viteza. Am avut noroc că am recuperat mingea în careul nostru și pur și simplu o pasă perfectă, pot spune, și m-am oprit cu mingea în plus. Ok, acum că ți-ai câștigat, să spunem, un loc mai solid în echipa mare, ce părere ai despre play-out-ul în care am fost repartizați, despre echipe și program? Sunt de părere că avem o grupă destul de ușoară și accesibilă pentru noi. O să dăm tot ce avem mai bun, să rămânem în Liga a doua și o să ne antrenăm și o să dăm tot ce avem mai bun.
Ok, iar acum, și de fapt și în, la grupa sub 19 presupun că vei mai juca în acest sezon. Care sunt șansele noastre de acolo să câștigăm campionatul național? Păi și acolo avem o grupă foarte bună la 19. Sunt de părere că putem să câștigăm campionatul național ăsta foarte lejer. Ok, iar acum ultima întrebare. Cu un final mai bun de sezon, de ce nu ochești poate cu un ochi și o convocare la Naționala sub 18? Nu pot să zic că mă gândesc la asta, dar dacă se întâmplă să se ivească vreo ocazie, e binevenită și Doamne ajută. Asta a fost tot, mulțumesc! Mulțumesc!